așa am pornit eu un antreprenoriat și abia după vreo 15 ani mi-am dat seama la modul real că trebuie să dau ceva ce cere piața, dar ceva care are în același timp o legătură cu focul interior și cu Corect. preocuparea. Cred că diferența e mai curând de secvență. Ambele trebuie să existe. De fapt, în business se spune de product market fit și vine Naval Ravikant și zice, nu, e product market founder fit. Întrebarea mea la tine, tu ținând și cursuri de antreprenoriat și având și programul Scale Up, când iei astea trei elemente și le discuți, numărul unu, le consideri la fel de importante sau unul mai important decât altul și numărul doi, mai sunt și alte elemente de luat în calcul în afară de astea trei atunci când ești la început și când începi să-ți gândești Definește-le intrarea. încă o dată, să le avem. Product, market, founder, fit. Adică avem produsul, avem piața, cererea și avem fondatorul care la majoritatea business-urilor în ziua de azi este foarte implicat cu brandul personal, este investit cu pasiunea lui, cu emoția, mai ales dacă vorbim de servicii. Da. Și atunci, cum vezi această triadă? Și mă interesează și ca secvențialitate, dacă există o secvențialitate. Trebuie să fie toate trei din start sau cum? Cum le văd acum, cel puțin în ultima perioadă, sunt într-o secvență cronologică. Eu nu cred fundamental că dacă vrei să faci ceva revoluționar, trebuie să te duci să începi să întrebi piața. Deci dacă tu ai apetitul ăsta și credința asta că tu poți să revoluționezi ceva și ai suficientă finanțare sau crezi că poți să atragi suficientă finanțare, pasul pe care sau secvența pe care ar trebui să începi este să începi de la tine, de la founder, de la ceea ce tu crezi că va schimba lumea cu adevărat. Următoarea poveste în toată treaba asta este să chiar să validezi produsul ăsta și după aceea să tăbărăști pe piață și să o cucerești. Deci asta e o variantă pe care o recomand oricărui fondator implicat, experimentat, care are suficientă finanțare și are tracțiune și poate să genereze tracțiune și mai ales schimbare fundamentală. Dacă nu faci o revoluție, ci doar o evoluție, atunci schimbăm toată Secvență. povestea asta, schimbăm secvența asta Și pentru este că market. și este market prima dată. Pentru că nu ai cum să crezi că faci gogoși care au o dungă verde peste, care nu e nimic diferit, doar în mintea ta poate fi diferit. Nici măcar diferențiator s-ar putea să nu fie, pentru că ce crezi tu cu dunga verde s-ar putea să nu aibă relevanță pentru ceilalți. Și atunci se inversează toată povestea. Dacă vrei să faci, dacă ești world changer, te pui de la tine și știi cu multă experiență și cu mulți survei și cu multă analiză că ceea ce vrei tu să faci este ahead of the time și va trebui să împingi foarte mult și va trebui să și, dar îți asumi poziția de lider în viitor și faci tot ce ai de făcut 3, 5, 7 ani de zile să devii acel lider în viitor. Dacă nu și vrei să faci bani cât mai repede și să ajungi pe break-even cât mai repede și să dai dividende cât mai repede, atunci trebuie să duci la piață, să înțelegi care e toată situația, să generezi produsul care va genera diferențiere și gross margin mai mare, pentru că de fapt asta e joaca. Trebuie să faci un produs din care să câștigi mai mult și să aibă o diferențiere mai mare decât ceea ce există în fața consumatorilor pe care tu vrei să-i servești. Și de-abia după aceea ești tu founderul care ai un rol mai mult de generator de context, antreprenorul clasic, majoritar, 99,9% ăsta e antreprenorul, care generează un context prin care produsul ăsta merge într-o piață, Valoare. generează Generează Exact, valoare. generează valoare și colectează apoi valoare și o redistribuie shareholderilor, stakeholderilor și așa mai departe. Știi, ascultându-te, îmi făceam un film în cap de acum 10 ani de la interviu și mă Da. gândeam la o întrebare legată de evoluția ta ca antreprenor de atunci și aproape că mi s-a derulat în minte, a fost destul de spooky. În mintea mea era, uite-l pe Onețiu acum 10 ani făcând ceva pe piață ca să facă bani și uite-l pe Onețiu acum și am sentimentul că vorbești despre cele două secvențe inversate chiar în cazul tău și sunt curios dacă am dreptate cu ipoteza asta. Ți-aș propune să faci o călătorie cronologică. Acum 10 ani îmi spuneai că ai început cu baruri. Da? Și rețin că spuneai, aveam vârsta potrivită să fac asta, Corect. pentru că puteai Și duce nopțile. nici nu știu dacă ziceam baruri sau birturi. Cred că ziceam birturi. Făceai bani și te distrai, asta mi-aduc aminte Da. că ai spus. Și sunt curios dacă atunci era mai mult despre, am identificat o oportunitate de piață și am făcut niște bani. Și sunt curios dacă acum, la noul tău proiect cu Exclusivers, cu
tot modelul ăsta de business pe care mi l-ai povestit înainte să începem interviu, că numai despre asta am vorbit, că așa sunt antreprenorii când îți pasionați de ceva, corect. Cu asta vin la conversație. Dacă ai face un timeline, cum a evoluat antreprenorul Cristi Onețiu de la Birturi până la Exclusivers? Și mă mai interesează ceva care poate că te va lua prin surprindere, nu știu, sunt curios de reacția ta. Mă interesează ce s-a întâmplat cu business-urile vechi. Adică business-urile inițiale, mai există, mai ai un emotional bond cu ele, te-ai detașat ca investor. Care-i raportul tău față de acești copii ai antreprenorului Onețiu? Păi la început nu a fost nici business, a fost prima experiență, știi că a fost business reală. Adică de acolo a început micul comerț ca să obțin niște bani. După care m-am angajat, că mi s-a părut incredibil să îmi plătesc cineva cu $1,000 pe lună, să-mi dea mașină și să fac chestii. Uh-huh. Dar n-am luat în calcul că trebuie să fiu slugă și trebuie să stau acolo să ascult pe oricine. Și cât ai stat angajat? 4 ani. Cât ai rezistat. Că n-am putut să stau, dar cât ai rezistat. Primii 2 ani de zile a fost de acomodare și, ai învățat ceva? Și veneam și dintr-o experiență din AESEC, o organizație studențească în care ți se spunea că totul e posibil, că proiectele mm-hmm. sunt depus pe masă, că șefii sunt buni, că colaborarea există. A fost un șoc din ăsta așa când m-am angajat, mm-hmm. în care am intrat și din prima zi am înțeles leverage-ul structurii și faci ce zic eu și faci așa, chiar dacă tu zici ceva, nu mă interesează, faci așa. Deci vreo 2 ani de zile am încercat să-mi revin și ultimii 2 ani de zile nu știam cum să scap, că eram legat de banii buni care îi câștigam și de uh-huh. viața bună pe care aveam și nu aveam nicio altă opțiune. Deci ai fost și în lumea asta. Greu de ieșit. Mașină frumoasă, pe vremea respectivă $1,000, cred că înseamnă acum vreo 4,000. Uh-huh. Ca și corespondență între, compar cu salariul lui mama care era învățătoare gradul 1 și care lua $250 atunci. Uh-huh. Și ea era mirată, un copil de 18 ani jumate, cum poate să câștige, ce lume asta, ce normalitate a lumii asta, că ăsta câștigă de 4 ori uh-huh. mai bine decât mine, eu după 40 de ani de scălie. Da, și sunt mulți oameni care trec prin această loialitate prost înțeleasă și își plafonează viitorul din cauza asta. Da. Am avut noroc că m-a presat suficient șeful meu de atunci și șefa mea de atunci ca să zic, băi, nu mai pot. Adică ori, nu știu dacă voi vreți să plec sau eu vreau să plec sau toți vrem să ne despărțim. E o tensiune. Cert este că acum e momentul. Și după aceea am apucat de bani. Dar ce făceai atunci? Ce domeniu? Adică erai în vânzări? Erai marketing, în management? Marketing și parteneriate în zona în industria de tabaco company. Deci multă interacțiune. Multă interacțiune cu toate localurile, cu toate, tot ce era Horeca în zona de vest a țării. Ah, ok. Hoteluri, restaurante, cafenele și așa mai departe. Și așa ți-a venit ideea cu birturile. Combinat cu faptul că îmi plăcea să cânt. Aha. Ce putea să iasă decât un bar de karaoke, nu? Ok. Aia e. După care am mai făcut încă unul. Deci prima parte a fost zona asta de entertainment. După care au fost mai multe încercări pe care deja le știi destul de, să zic așa, efervescente la început, după care din diferite motive. Te referi la direct sales, la life care, te referi la biologistics? Nu, astea deja sunt etapa de adult. Mai adult, ok. Da, dar atunci am avut un felul de alte business-uri de la care într-un an de zile credeam că o să meargă și o să rupă și după aceea picau din diverse motive. Fie că partenerul cu care eram, dacă nu eram scris pe hârtiile de acționariat, când a început să meargă mi-a zis, vale de aici că tu nu apare aici, bani luați din firmă crezând că-s banii mei propri. Și când venea statul să ceară bani sau furnizorul, ziceam, n-am știut. Dar mă puțin, contabilă, unde ești, unde-s banii, că noi facem bani, dar unde sunt? Tot felul de neînțelegere ale pieții sau lansarea de produse și servicii înaintea vremurilor, fără să am suportul necesar să stârnesc tehnologia sau să aduc o tehnologie, nu aveam cum să schimb tehnologia și nu putea merge. Deci tot felul de lucruri pe care le-am făcut în încercarea de a face bani. Atunci era asta. Era să facem bani. Deci, da. Pe modelul nostru de mai devreme era despre market fit, product market fit, da. Cu accent pe market. Se vinde, are cerere, go for it. Da.